Revolta sătenilor în comuna de Vesel, drept urmare a zvonurilor care ar anunța un viitor referendum pentru a-l demite pe actualul primar la mijlocul mandatului. Consilierii PNL fac tot posibilul să-l denigreze și să-i aducă tot felul de acuzații nejustificate. De ce acum vine după 2 ani de zile să dea miliarde să vă dea jos? Unde a fost ruptura, domnule? Ce s-a întâmplat? La o lună de zile după ce v-au pus în postul de primar, au început problemele. Haideți să vă spun, doamne. Știm. Au început presiunile împotriva mea. A început să mături în primărie. Nu. În luna a acceptat prostiile lor. În luna ianuarie. Nu a jucat după cum i-a cântat ei. Primarul comunei de Vesel, Valentin Popescu, un om simplu din popor, a candidat la primăria comunei de Vesel din partea PNL, pe care a și câștigat-o. La scurt timp după ce a câștigat mandatul, au început să apară tot felul de neînțelegeri la nivelul partidului, ajungând să fie exclus. Cum s-a ajuns în situația asta? Ce s-a întâmplat la primărie, domn primar? Cum am îmbunit? De când am dat mandatul în primie, de când am devenit primar, au început presiunea asupra mea, oameni, înșelați cu pământurile. Cereri, plângeri, nu vă spun câte. Am fost la prefectură de zeci de ori, sunt comuna numărul 1 cu probleme de confunciar pe județul Needinț. Mai mult decât atât mi-a zis acel om, și Chiopul cheamă la prefectură, până când ții femeia la registru acritul acolo, omule, că ți-o băgăm noi în pușcării dacă nu ți-o bași tu. Am venit la ea. Ea m-a tras atenția din nenumărate ori. A venit să plângă ședința de consiliu că am ceva personal cu ea. Ce să am eu, că e nepoata mea. Și-a spatul. Fă serviciu conform legii. Nu te lua nici după stânga, nici după dreapta, că vei fi răspunzătoare cândva. Iată cum au scos acte false și au încercat să inducă eroare oamenii. Ei sunt mersi frunze, doamna Vlăduțe dincolo. Și eu. Și aici? Și aici? Și noi. Eu acum lucrez. Și eu acum, doamne, lucrez la... Aia să repare după ce a făcut alții. Aia este. Au șters din calculatoare. Au făcut multe falsuri. Numai că orice oție și minciune are picioare scurte. Eu am început să scot punctual pentru fiecare bani. Din tot bugetul la prăpădit care l-am avut, am plătit toate datorile comunei și am băgat în fondul de rulment al primăriei aproape 1 miliard. Nu i-am cheltuit. I-am pus acolo pentru anul acesta. Deci ca să fac dovada că într-adevăr nu mi-am bătut joc de banii dumneavoastră. I-am gestionat așa cum am contribuit eu. Am consumat într-un an de zile 1.200-1.300 de litri de motorină, comparativ cu 16 tone ei și 2 de benzină. Astfel, în cadrul ședințelor de Consiliul Local, pentru că nu a avut susținere din partea colegilor săi de partid, niciun proiect menit să ducă la modernizarea comunei nu a primit aprobare din partea majorității. Vorbim despre racordarea la rețeaua de gaze, asfaltarea străzilor, realizarea unui parc de agrement pe malul Dunării. Orice proiect l-am pus la dispoziția Consiliului Liberal, toate au căzut. De ce mă i-am dat? De ce mă? Politic. De ce mă ajută asta? Politic, doamnă! Și acum se folosește de chestia asta? Ca să vă dea peste dați că n-ați făcut nimic în 2 ani. Da. Uitați aici, s-a aruncat alantă în noapte ca să schimbăm primarul, nu mai... Au cumpărat acest SMT-ul cu 4 miliarde. De acest SMT-ul beneficiază 3 oameni, 3 salariați. În toate ședințele Consiliului m-am luat de consilier și le-am explicat că nu e bine gestionată această firmă. Dacă era bine gestionată, avea 10, 15 salariați. Au avut și 3, 4, 5 ani pe afară. Au avut un depozit, l-au lăsat în lichidare. Iar acum, tot această firmă încasează chirie de la altă firmă care stă acolo. Dar el la primărie nu-și plătește nici măcar impozitele, dar are dependențele. Are aproape 8-900 de milioane de plătit. Când am zis că trebuie altă conducere, au sărit la mine. Pentru că Consiliul de Administrație este și acționarul majoritar, e Consiliul Local. Dar când e vorba de răspunderi pentru porcările care sunt acolo, le pun în spate mie. Și asta e politica la de Vesel. Situația ireală din comuna de Vesel pare desprinsă din poveștile cu mafia italiană, ajungându-se chiar la amenințări adresate locuitorilor comunei care îl susțin pe primar. Totodată au fost realizate pliante menite să-l discrediteze pe edil, care au fost aruncate peste noapte în curțile cetățenilor. Ne-au oprit ziua de drum
și mi-a dat un semnez în trai socialul. În cadrul adunării publice și-a făcut apariția chiar soția fostului primar, care din spusele cetățenilor ar dori să candideze la viitoarele alegeri. Aceasta a încercat să agite spiritele, însă în scurt timp a fost nevoită să plece, deoarece mulțimea a început să o huiduie. E foarte dubios pentru că Popescu a fost candidatul dumneavoastră al PNL-ului. Pentru că am avut încredere. Vreau să vă spun ceva. Și unde a greșit? Nu, dar unde a greșit? Unde a greșit? Dacă ați avut încredere, unde a greșit? Spuneți unde a greșit. Hai să încercăm greșelile. În timpul mandatului fostului primar s-au petrecut extrem de multe nereguli în ceea ce privește fondul funciar al comunei și nu numai. Cetățenii fiind nevoiți acum să-și rezolve problemele, dar izbindu-se de nepăsare. Pentru ce să dea acest primar jos? Pentru că este un om corect și nu vrea să meargă cu șpăcile lor. Eu am o problemă cu primăria comunei de Vesel de vreo 3-4 ani de zile, care mi-au închis proprietate privată și au montat antenă de digi pe ea și mă lupt cu ei în tribunale și să duc și zvonesc prin comuna de Vesel că nu pot să-mi iau terenul, că au ei pile mai sus. Aveam o proprietate de 10 ari. 1000 de metri pătrați, plătesc impozit pe terenul respectiv din 90 și ceva. Am titlul de proprietate. Acum terenul meu nu mai există. Nu mai există. M-am dus să fac cadastru și mi-a dat negație, pentru că nu se poate. Nu se poate, e făcut de ei. Deci terenul meu nu mai există. M-am dus și am întrebat unde este terenul meu. Domnul Luțu mi-a zis că Niță, Gașper Ion, consilierul PNL-ul, are un contract, o chitanță de mână cu mătușii mea. Mătușii mea e moartă de câțiva ani. Nu știu, probabil mătușii mea a venit pentru câteva momente, a semnat o chitanță. Nu e valabil. Deci pe terenul ăla nu există o succesiune. Am 4 copii. Am un ciobor de animale. Sunt cioban. Nu sunt muncitor altfel. Nu fac altfel decât meseria ciobănie. Soțul e problema lui. Muncește altceva. Mă rog de dumnealor, de toată lumea, faceți-mi mie acte la un teren de 2000 de metri pătrați. Am a doua procură în mână, a treia procură. Nu mi se face. Mi se dă cu totul și cu totul altceva la tribunal. Până săptămâna trecută am fost pe 18 la tribunal. Nu mi se dau actele corespunzătoare ce trebuie să fac în 2000 de metri pătrați. Nimeni nu vrea să-mi facă teren. De ce? Vreau și un răspuns. Alții mănâncă pe terenuri, cu animale, spun că copiii lui Alina. Dar copiii lui Alina, întotdeauna, pe oriunde este, Alina e toată problema în satul ăsta comunei de Vesel. Mi s-a spus că mă scot cu câini și cu lăutare afară, în fărâmă casă. Sta amenințată zi de zi. De ce? Vreau și eu un răspuns. Am întrebat pe domn primar. Răspundeți-mi și mie ce aveți cu Alina. Numele lui Alina e pronunțat zi de zi. Să-mi iau copiii și animale să mă duc în lumea largă. De ce am cumpărat casă în comuna de Vesel? Ce aveți cu mine? Atât am întrebat toată lumea. Ce aveți cu mine? Au venit, au adunat oameni din sat să mă scoată afară din sat, că mănâncă copiii mei viile, pământurile la lume. Locuitorii comunei de Vesel nu își doresc acest referendum, susținând sus și tare că primarul este un om bun care mereu i-a ajutat. Un om din popor a cărui ușă a fost mereu deschisă la orice oră pentru a discuta orice problemă întâmpinată de către aceștia. Noi nu suntem de acord cu așa ceva, să doborâm primarul. De ce? Este când un primar super pentru comuna, ajută comuna, te duci la primărie, te ajută. Nu e într-adevăr ce zice chiar fostul primar, care l-am văzut la televizor, ce discută despre dânsul. Deci câte miliarde rămas în urma lui? Plătește domn primar, nu? Eu nu sunt de acord cu una. Vă spun sincer că nu sunt de acord cu dobărâna lui Valentin. Se spune că domnul primar nu are program de audiență. Nu e adevărat. Domnul primar a spus așa, ușa va fi deschisă la orice persoană și în orice moment. Nu-i trebuie program de audiență. Noi ne ținem primarul nostru în continuu. Noi nu ne-l dăm jos, să nu mai mintă la oraș și la București. Comuna nu-i de acord cu ce vor ei. Ei când vorbiră și arată la televizor că vezi doamne localnici vor să dea primarul jos, care localnici? Mafia lor? Nu suntem de acord. Noi ținem de acest om. E prea cinstit, nu le face jocul. Mafia s-o fi săturat și comuna.
Măcar acum cu acest om putem și noi să vorbim. Primarul comunei de Vesel, Popescu Valentin, a ajuns să fie susținut chiar de către opoziție. Vorbim despre un consilier din partea PSD. Eu vorbesc în funcție de consilier al unui partid care n-am nicio legătură. Noi nu am prezentul primar la ora. Dar fiind acolo, văd care este treaba și înțeleg mult mai bine decât ceilalți. Toate lucrurile astea se petrec datorită faptului că, la ora actuală, a început o curățenie generală în primăria comunei de Vesel. Toată treaba era treaba, da? Cât a fost toată lumea acolo prezentă, cu sau fără motive personale sau nu. Acum a început curățenia, a început o harababura care vedeți bine ce se petrece la ora asta, da? Acest primar, comuna asta, toți cetățenii trebuie lăsați să își termine mandatul acest om. Repet, nu a fost lăsat de partidul PNL să facă niciun proiect. Banii au fost, inițiativa a fost, oameni buni lângă el a avut acest primar, nu a fost lăsat să facă absolut nimic. De ce? Îl deduceți dumneavoastră ce aveți de dedus de aici încolo. Oamenii susțin că vor mai urma și alte adunări de acest gen și în celelalte sate ale comunei de Vesel, pentru a-și arăta susținerea față de primarul Valentin Popescu și pentru a sublinia faptul că nu sunt de acord cu un referendum.